București, Timișoara sau Oradea au cerșit timp. Niciodată. Au devenit credibili și oamenii au regretat când Filip, care este coleg cu mine în Parlamentul European, a plecat. Eu vă propun să revenim pe plaiurile noastre aici la Iași și să vedem care sunt problemele ieșinilor până la urmă. Aș vrea să spun și eu două cuvinte. În primul rând, nu cercesc timp, stimați ieșini. Eu am spus un lucru acolo care e foarte important. Că așa cum unui copac îi trebuie timp ca să crească, așa cum unui copil îi trebuie timp ca să fie educat, să crească, să meargă în picioare, să poată să învețe să vorbească, să meargă la școală, să ajungă să aibă o profesie, toate aceste proiecte mari și importante au nevoie de timp. Dumneavoastră sunteți cei care vă judecați mai departe dacă aceste proiecte puteau fi făcute în 4 ani de zile sau dacă pot fi continuat de cel care le-a început. Este la decizia dumneavoastră. Dar revenind, în Parlament aveți putere cu PNL-ul, puteți cere mandat pe 40 de ani, domnule. Cereți mandatul pe 40 de ani. Am o rugăminte. Da, domnule Nichita, vă ascultăm. Domnul Oprea, vă rog frumos. Un culoar să pot vorbi. Vă rog. Pentru că am pus o întrebare la care domnul Oprea nu a răspuns. Cea legată de schimbarea liniilor de tramvai din... E prea importantă ca să o transmit așa în cu ecartament îngust. Așa cum se adună în încartament normal, nu larg, că cele cu încartament larg sunt la ruși, nu mai sunt în Europa. Deci cele cu încartament normal, investiția estimată, că am făcut o verificare, pentru că mie îmi place ca toate ideile bune, dacă sunt idei bune, să fie preluate, analizate și dacă le putem susține, pentru că în viitorul Consiliu vom lucra împreună, mare parte din aceste partide care sunt în clipa de față în campanie. Și atunci am făcut o evaluare. 817 milioane de euro ar necesita această investiție. Indiferent cine ar face-o, un privat sau primăria locală. Acești 870 milioane de euro au nevoie ca să crești biletul. Ar ajunge biletul, pentru că avem 70 de milioane de călătorii făcute într-un an de zile, din care 20 de milioane de călătorii sunt de către primărie subvenționate, 50 de milioane de călătorii sunt plătite de către cetățeni, adică cei care cumpără bilet și au abonament. Deci ar însemna fie să mărim biletul de aproximativ 6 ori, deci în loc să fie biletul în clipa de față 15.000 cum este, să fie 75.000 de lei sau 90.000 de lei, sau să plătească primăria anual aproximativ 80 de milioane de euro subvenții ca să poți schimba toate aceste linii, tramvai, așa mai departe. Domnul Oprea, dorește un lucru care e important, dați-mi voie să termin. Dacă financiar putem discuta de faptul că vom avea prețuri enorme și nu putem suporta această investiție, tehnic, ea nu poate fi realizată, pentru că domnul Oprea nu vrea să răspundă cum se poate tehnic construi și călători în același timp. Nu, domnule, vedeți, dumnealui, numai tehnic, fiindcă cumpără un autobuz nu cu 96, cumpără cu 200 de mii de euro. E normal că primăria atunci vrea să cumpere ea și avioane, și tractoare, și vagoane, și tramvaie. Vedeți de ce este blocat Iașul, de ce este înghețat, închis? Fiindcă gândesc ca și cum scrie acolo primăria SRL. Eu fac ditati. Nu este așa, domnilor. Dragi cetățeni, eu îmi pun la dispoziție infrastructura pe un ecartament normal, am zis, mai lat decât cel care este acum, în 5 orașe, dacă mai sunt în Europa, astfel de, sau cele turistice. Ori eu nu fac numai transport turistic în Iași. 38 de orașe în momentul, din Germania sunt cu ecartament. Auziți, dacă sunt dintre cele 52 de orașe. În Germania, astea-s povești. Ați primit bani în 2004-2005, domnul Nichita. În 2004-2005 ați făcut turism la Strasburg și la Toulouse, pe un proiect cu bani grei, v-ați plimbat și n-ați făcut nimic, ori în Strasburg vedeați exact ceea ce vă spun eu. De ce spun asta? Eu dacă fac infrastructură, nu-i treaba cetățeanului și nici a mea, decât caietul de sarcini îl face primăria, astfel de tip de tramvaie vreau. Domnul Oprea, ultimele 10 secunde. Deci, în condițiile astea, scot la licitație caietul de sarcini și voi avea tramvaiele dorite, iar cetățeanul nu trebuie să se sperie că va fi victima nenorociților de capitaliști. Observați ce sperietoare. Iașul trebuie să trăiască din parteneriatul public-privat. Deci, aveți proba unei lipse totale de profesionalism în domeniul administrației publice locale, pentru că parteneriat public-privat s-a făcut în domeniul luatul public. Nu fuge nimeni de acest parteneriat public-privat. Important este altceva. Că în transportul în comun, chiar dacă ar fi parteneriat public-privat,
valoarea acestei investiții care vorbește domnul Oprea, tot la 817 milioane se ridică, iar modul cum se recuperează acei bani, vreau să vă spun că ar însemna o povară imensă pe mulțumesc, toate cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor doi candidați la primăria Iașiului pentru prezența în acest studio. Nu v-am luat din timp, se poate verifica, dar de data aceasta timpul n-am mai avut răbdare, probabil. Mulțumim foarte mult, campania electorală la TVR Iași continuă, rămâneți cu noi. Un copil are nevoie de timp pentru a învăța să meargă. Dragi eșeni, vă mulțumesc pentru susținere și răbdare. Lucrurile importante au nevoie de timp. Votează Gheorghe Nichita. Votează PSD.